Salut! Bine ai venit pe canalul Angels with Paws Oradea, locul unde înveți simplu și holistic totul despre comportamentul, psihologia, cogniția, nutriția și nevoile câinului tău, astfel încât să ai un cățel fericit și echilibrat și să duceți o viață armonioasă în haita voastră. Dar înainte de a începe materialul de astăzi, nu uita să dai like și de ce nu share prietenilor tăi, astfel încât și ei să învețe cum să trateze corect cel mai bun prieten al lor. Și nu uita! Dacă vrei să cumperi mâncare și accesorii de calitate pentru cățelul tău la cele mai mici prețuri de pe piață, intră acum pe zooplus.ro, magazinul online cu cele mai mici prețuri de pe piață. În descriere ai linkul și dacă intri pe link și îți faci un cont pe Zooplus, vei avea din start 10% la reducere la prima comandă. Chiar dacă ai deja cont pe Zooplus, accesează celălalt link din descriere și plasează următoarea comandă folosind linkul. Zooplus va redirecționa 2% din valoarea comenzii tale către noi, Angels with Paws. Astfel, tu ne vei sprijini să continuăm lupta împotriva abandonului, să hrănim căței salvați, să le asigurăm tratamentele medicale necesare și să le găsim așadar, acasă. Așadar, înainte de a începe, spune-mi în comentarii care sunt primele comenzi pe care le-a învățat cățelul tău și care sunt 5 comenzi esențiale pe care tu crezi că orice câine trebuie să le știe pentru binele lui, pentru echilibrul lui, pentru armonia haitei. Și o să încep cu cele 10 porunci ale dresajului. Deși nu-mi place cuvântul dresaj, personal nu-mi place cuvântul dresaj. Cred că are o conotație oarecum robotică, oarecum foarte, foarte reducționistă și induce premisa că un cățel nu este altceva decât un animal cu o limită de inteligență. Și nu-s de acord cu lucrul ăsta. Așa că o să încerc să folosesc cuvântul educație sau echilibrare. Așadar, prima poruncă. Numărul 10. Învățarea trebuie să aibă loc mereu într-un spațiu calm și controlat, într-un spațiu familiar. Atunci când îți înveți cățelul o comandă nouă, nu o face în oraș, nu o face pe stradă, nu o face în cartier, fă-o în curte sau, dacă stai în apartament, în apartament. Învățarea se face mereu într-un mediu pe care cățelul percepe ca fiind în totalitate sigur și un mediu care nu bruiază atenția cățelului cu alți stimuli exteriori. Atât învățarea cât și aprofundarea. Adică vine cățelul acasă, vine puiuțul de câine în viața mea, îl învăț o comandă în casă, spre exemplu șezi, o repet de o grămadă de ori și de-abia după câteva zile în care am exersat și am aprofundat cu el acea comandă, o să ies cu el afară și o să fiu sigur că el știe comanda, că o înțelege și că va executa și într-un mediu în care este bruiat de stimuli externi. Așadar, porunca 10, întotdeauna învățarea și aprofundarea trebuie să aibă loc într-un mediu calm, sigur din punct de vedere al cățelului și fără influențe majore ale factorilor externe. Mergem mai departe, porunca numărul 9. Orice comandă vreau să folosesc în relație cu cățelul meu, orice cuvânt vreau să asociez unei acțiuni pe care o vreau de la cățelul meu, trebuie să caut să fie un singur cuvânt pe cât posibil monosilabic. Șezi, hai, aici, așteaptă. Ia-l, lasă-l, pas și așa mai departe. De ce? Pentru că, după cum bine știi, un cățel are inteligența unui copil de 3-4 ani și înțelege pe parcursul vieții lui undeva la 1000 de cuvinte. Însă, una din limitările cățelului când vine vorba de limbajul verbal al nostru al oamenilor este faptul că el poate să proceseze maxim 3 cuvinte odată. Și atunci niciodată nu o să-i spun unui cățel, șezi, așteaptă sus. Nu, o să-i spun sus. Niciodată nu o să-i spun unui cățel, vino la locul tău. Nu, o să spun loc. Și așa mai departe. Ai prins ideea. Cât mai scurt, cât mai concis, cât mai spartan dacă vrei. De ce? Pentru că vreau să mă ajut cățelul, vreau să ajut creierului să magazineze informația și să facă legătura aceea puternică între ceea ce iese pe gura mea și ceea ce aștept să facă el. Da? Un singur cuvânt pe cât posibil monosilabic. Încă o dată. Porunca numărul 9. Orice comandă trebuie să fie scurtă și concisă. Un singur cuvânt cât se poate de scurt. Porunca numărul 8. Pedepsele artificiale sunt contraproductive. Atunci când ai auzit că trebuie să lovești cățelul tău cu șlapul, cu ziarul, să-l pui cu nasul acolo unde a făcut pișul, să-i dai cu pălmuța peste fund și așa mai departe, îți garantez că a fost total contraproductivă. Singurele metode de coerciție, singurele pedepse care într-adevăr vor fi auzite în creierul cățelului, sunt acelea care sunt deja naturale pentru el. Și aici vorbim de ton, vorbim de postură și vorbim mai ales de mimică. Ține minte, noi oamenii avem 15.000 de microexpresii faciale. Câinii au evoluat astfel încât să le recunoască pe toate acestea. Noi oamenii le-am uitat pentru că după dezvoltarea limbajului articulat, nu ne mai concentrăm atât de mult
pe body language, pe limbajul corpului, cât ne concentrăm pe cuvinte în sine. Așadar, dacă este nevoie să corectezi acțiunile câinelui tău, ține minte să folosești doar cele trei pedepse naturale pentru el, cele trei lucruri care sunt pe limba lui, și anume, tonul, în momentul în care vreau, nu, gata, pun acolo forță, da? Postura, este foarte diferit să stau așa când spun oprește-te și alții, da, mă deschid, mă fac mare, așa cum și la câine, ai văzut? Se ridică părul pe spate, se încoardă mușchii. La fel trebuie să acționez și eu. Măresc suprafața corpului și mai ales mimica. Este foarte diferit în mintea cățelului dacă spun nu sau nu. Nu ți-e frică să pui o față de psihopat și o voce interioară care vine din piept. Nu. N-am nevoie să urlu. Dacă urlu, nu o să fac altceva decât să par nevrotic în ochii câinelui. Forța vine de aici, din plexul solar. Nu. Bun? Nu uita. Porunca numărul 8. Nu-l pedepsi artificial, fără șlap, fără ziare, fără alte tâmpenii, ci doar natural. Ton, postură, mimică. Regula numărul 7. Numele câinelui tău. Niciodată nu folosi numele câinelui tău atunci când urmează o corecție, atunci când urmează o restricție, atunci când urmează ceva negativ. Pentru că atunci câinele tău va fi confuz. El aude că îi spui Tor! Și când urmează ceva bun, când urmează afecțiune, când urmează atingere, când urmează o experiență pozitivă, dar și Tor, nu, oprește-te, Tor, stai, Tor, încetează. Atunci când este ceva rău. Eu vreau de la cățelul meu să asocieze numele lui cu lucruri pozitive, astfel încât să fie mereu atras de mine atunci când îi spun numele. Ca atare, atunci când trebuie să cerți cățelul tău, când trebuie să corectezi cățelul tău, când trebuie să înfrânezi o acțiune sau un impuls al cățelului tău, nu-i folosi numele. E foarte simplu. Văd că vă roate mobila, șt, nu! N-am nevoie să spun Tor, șt, nu! Pentru că știe că despre el e vorba. El vede că în jurul meu cu ceilalți oameni vorbesc diferit, vorbesc cu multe cuvinte, vorbesc confuz pentru el. Dar știe când vorbesc scurt, e clar că vorbesc cu el. Și atunci, când e de bine, când urmează o acțiune pozitivă, un rezultat pozitiv, Tor, hai, bravo! Și îl mângâi, da? Când urmează ceva negativ, când fac o corecție, șt, nu, termină, lasă. Și așa mai departe, da? Deci ține minte regula numărul 7. Numele cățelului mereu trebuie utilizat, rostit, pronunțat doar în context pozitiv, niciodată în context negativ. Porunca 6 în educația cățelului tău. Sesiunile de dresaj nu trebuie să fie plictisitoare, sesiunile de dresaj nu trebuie să fie lungi. În funcție de vârsta cățelului tău, de obicei, variază și nivelul lui de atenție, capacitatea lui de concentrare pe o anumită perioadă de timp. La puiuți vorbim de câteva minute, la adolescenți vorbim poate de 8-10 minute, la adulți vorbim poate de 10-20 de minute. Ca atare, atunci când înveți câinele o comandă, fă-o în câteva minute. Spune comanda, învață-l execuția, recompensează execuția în maxim o secundă de la execuție, dar nu te pierde pe gânduri, șezi, bravo șezi, șezi, bravo șezi, șezi, bravo șezi. Mă duc 2-3 minute dacă îi pui, mă duc 5-10 minute dacă e adolescent, mă duc 10-20 minute dacă e adult. Dar aici trebuie să subliniez ceva foarte important. Nu confunda o ședință de învățare a unei comenzi sau de aprofundare a unei comenzi specifice cu ceea ce înseamnă educația generală, să spunem așa, sau educația zilnică. În fiecare clipă petrecută cu câinele meu, eu îl observ, eu văd ce face și eu sunt dator să-i dau feedback-ul adecvat. Atunci când stă liniștit, spun, bravo somn. Atunci când e agitat, șt, termină, calm. Atunci când are anxietate de separație, la loc, somn, termină că mă întorc. Atunci când face ceva prin casă, că sare pe masă, că vrea să fure șnițelul, orice ar face, datoria mea este să-l observ și să-i comunic. Asta îmi place, asta nu-mi place. Cum spuneam mai înainte, cuvinte scurte, monosilabice, punctuale, foarte, foarte simplu trebuie să lucrezi cu cățelul. 1 și 0, astfel încât să nu creezi confuzie în mintea lui. Așadar, învățarea și aprofundarea unei comenzi specifice o fac în ședințe scurte, poate 3-4 ședințe pe zi, a câte 5-10 minute să spunem, astfel încât să mențin vie în amintirea lui acea comandă, execuție, recompensă, acel ciclu cer, dar asta nu înseamnă că restul zilei ignor cățelul, da? Coordonarea zilnică este una, învățarea și aprofundarea unei comenzi specifice este cu totul altceva. Așadar, regula 6, ședințele de învățare și aprofundare a unei comenzi trebuie să fie acordate în timp, în
funcție de vârsta cățelului tău. Și asta ne aduce la porunca numărul 5. Recompensa pe care o primește cățelul tău în urma învățării unei comenzi, în urma executării unei comenzi, trebuie să fie direct proporțională cu acțiunea efectuată. De multe ori când lucrez în ședințe live cu oamenii care au probleme, bineînțeles, de comportament cățeilor, în momentul în care cățelul, nu știu, face pentru prima dată în viață o chestie simplă, cum ar fi șez sau așteaptă sau culcat, dar comanda venind de la omul lui, s-a atât de bucuroși toți încât vin și smotocesc cățelul. Bravo, șez, mami, bravo, șez, tati. Nu. Și mereu eu sunt the bad guy, eu sunt personajul negativ. Și, ei, oprește-te. N-a făcut nimic, l-a pus doar în fund, nu a salvat lumea. Dar asta pentru că a cincea poruncă în educația cățelului este că întotdeauna recompensa trebuie să fie direct proporțională cu activitatea executată, da? De aceea, dacă ați văzut pe canalul nostru cum învăț un câine rechemarea, recall-ul, eu folosesc piept de pui la grătar doar când fac rechemarea de la liber, adică îs pe câmp cu câinele, vede porumbei, vede iepuraș, vede căprioare, vede orice și când spun hai, se întoarce și vine. De ce? Pentru că doar la comandă hai sau aici, doar acolo am folosit piept de pui la grătar. Niciunde altundeva în procesul de învățare. Tocmai ca să respect principiul de acordare a recompensei cu nivelul solicitării mele, da? Pentru șezi o să vă folosesc, nu știu, poate o bobiță de cașcaval, poate afine, poate o bucată de măr, de morcov, poate o bobiță. Pentru ricol o să folosesc carne la grătar. Așadar, când cățelul tău face ceva simplu, nu sări pe el. Când el doar stă liniștit în casă, nu îl copleși cu bravo mami, bravo tati, să-ți dea mami un copănel de pui. Nu. Îl văd că doarme, practic nu face nimic complicat, ci doar își vede de treaba lui, doar îmi respect activitatea mea și spațiul meu și spun bravo și atât. El știe că îl iubesc, nu are nevoie de toate alea. Ține minte, porunca 5, regula 5, recompensa direct proporțională cu complexitatea și intensitatea activității făcute de către cățel. Legea 4. Un câine învață la orice vârstă. Oricât ar fi de bătrân, un câine învață lucruri noi la orice vârstă. Singura diferență o face dacă e tânăr, dacă e puiuț, el e ca un CD gol și atunci orice scriu va prinde rădăcini mai repede și mai profund, iar dacă este bătrân, trebuie de fapt să mă lupt cu statisticile din trecutul lui, cu background-ul lui și mult mai greu să scriu o nouă comandă, să spun așa. Ceea ce nu-i nimic diferit față de noi oamenii. Când suntem copii, învățăm totul repede, prindem repede, cu cât îmbătrânim, ne mai greu să acumulăm informații noi, să le gestionăm, să le înmagazinăm. Spre exemplu, eu nu pot să înțeleg universul cripto și NFT. Mă depășește. Dar un copil de 7 ani, 8 ani va învăța cu siguranță totul despre NFT-uri pentru că e mult mai ușor să absoarbă un element de noutate. Așa că ține minte, la orice vârstă un cățel poate învăța lucruri noi, poate schimba comportamente, poate evolua, poate să devină un câine mai echilibrat. Ca atare, când auziți în stânga și în dreapta, nu, domnule, că dacă are cățelul tău una, nu poți să-l iau, nu ți-l dresez, că deja e bătrân. Fugiți de ei ca dracu de tămâie. Când auziți, oh, da, eu sunt mare dresor, eu iau cățeii la dresaj, sigur, dar numai până în 6 luni, dacă trece de 6 luni, nu mai. Fugiți de ei ca dracu de tămâie, sunt niște escroci, ok? La orice vârstă se învață comportamente noi, comenzi noi și se schimbă comportamente negative. La orice vârstă. Așa că ține minte regula 4. Un câine evoluează, învață la absolut orice vârstă. Da? Nu contează că vreau să schimb un comportament nociv sau că vreau să educ și să induc un comportament nou și pozitiv. La orice vârstă se poate face lucrul ăsta. Doar volumul și complexitatea muncii mele depuse ca instructor, ca educator, ca ghid pentru cățelul meu în noua comandă, în noul set de comportamente, e mai solicitant decât la un puiuț. Legea numărul 3. Varierea recompenselor. Dacă te-ai uitat pe videoclipurile mele, ai văzut că am unul care explică în borseta mea de recompense, pe care o găsești aici, pe shop-ul nostru de pe avporadea.ro, acea borsetă magică din silicon, care mie îmi place la nebunie pentru că e foarte versatilă, foarte ușor de lucrat cu ea, foarte ușor de curățat, foarte ușor și foarte fiabilă. Îs obsedat de fiabilitate, să zic așa. În borseta asta a mea mereu amestec lucruri. N-am doar bobițe de recompense, n-am doar carne, n-am doar bacon, n-am doar cașcaval, n-am doar afine, ci am un ghiveci, dacă vrei, de recompense. De aceea o și folosesc pentru
că am căutat o borsetă care să fie ușor de curățat, punând atâtea chestii cu diferite consistențe, unele mai grase, mai uleioase, mai usuroase, mai cu sucuri, și atunci am nevoie de ceva ușor. Dar de ce întotdeauna în borsetă fac un mix de recompense? Pentru că am observat că atunci când variez recompensele, chiar și în prima ședință, în cea de învățare și apoi în celelalte de aprofundare, crește atât intensitatea, să zic așa, de concentrarea cățelui, da, focusul pe mine, undeva cu 75%, dar și attention span-ul și durata de concentrare, am observat, crește cu undeva 50%. Și atunci ține minte regula numărul 3. Întotdeauna la ședințele de învățare a unei comenzi noi, folosește recompense variate. Nu lucra cu un singur tip de recompensă. Variază-le astfel încât cățelul să fie mereu mai atent, mai focusat. Și asta e foarte simplă explicația. E ca un fel de kinder cu surprize. El nu știe ce urmează să iasă din borsetă. Nu uita, dacă vrei borsetă ca a mea, uite, aici este linkul shop-ului nostru unde o să găsești borseta și multe alte produse pe care noi le folosim și în viabilitatea cărora credem cu tărie. Și odată ce un cățel a învățat o comandă și am aprofundat această comandă, pe lângă variere, trebuie să fac și tranziția recompenselor. Asta ce înseamnă? Gradual, din momentul în care am văzut că există stabilitate, câinele înțelege și deja devine parte componentă din el comanda, nu știu, tranziția de la recompense alimentare la recompense personale, afective, atingere, bravo și așa mai departe. Dar asta înseamnă că în prealabil trebuie să am grijă în viața de zi cu zi să nu creezi inflație de mângâieri, să nu fii toată ziua, ioi, bufosul lui tata, și nici inflație de afecțiune, ioi, cât te iubesc, ioi, ioi, și așa mai departe. Pentru că dacă fac inflație de afecțiune și de atingere, nu mai pot lucra cu el în tranziția asta. Și atunci o să ajungi cu un câine de 5, 6, 10 ani, care spui, bă, dar nu mă ascultă niciodată, doar dacă vede că îmi pun recompense în buzunar, doar dacă vede că mă bag mâna în buzunar după recompense, altfel mă ignoră. Tocmai de aceea, pentru că în haita voastră, atingerea, afecțiunea, contactul nu valorează nimic. Și uite că am ajuns la porunca numărul 2. Comenzile pe care trebuie să le învețe un cățel cât mai repede în viața lui. Și o să spun ordinea pe care eu o consider cea mai productivă, un must have, un musai, dacă vrei. În primul rând îl învăț numele și asta e foarte simplu, stau cu o recompensă alimentară, că e puiuț, stau cu o recompensă alimentară, îl las să uite încolo și strig, Tor! Și el când se uită la mine, bravo Tor! Și dau recompensa și fac asta de câteva ori să vezi cât de repede prinde cățelul tău, că Tor înseamnă că e așa îl cheamă, că trăsuite la tine și atunci va veni și recompensa. Și atunci învăț un cățel numele, îl învăț comanda aici, acel recall, da, acea reclamare aici, pentru că e sfântă, din punctul meu de vedere, această comandă pentru securitatea lui. Niciodată nu știi ce se poate întâmpla și atunci vreau la cățel cât mai repede, imediat după nume, să am un recall extraordinar de puternic. Ca orice situație periculoasă apare când spun Tor, aici, vine racheta înspre mine, da? Deci îl învăț numele, îl învăț comanda aici, după care profit de faptul că am acea perioadă de inoculare, schema de vaccinare și îl învăț chestiile statice. Șezi, culcat, așteaptă, ia-l, lasă și lucrez cu toate astea în apartament, în casă, așa mai departe, până când pot să-l scot afară. Și chiar în casă lucrez comanda pas, adică pun lesa și îl învăț să meargă elegant lângă mine. Și dacă ții minte, una din regulile, una din poruncile anterioare spuneau că atunci când învăț un câine un element nou și când aprofundez cu un cățel acel element nou, trebuie să fie făcut într-un spațiu calm, controlat, cunoscut de cățel și considerat sigur de cățel. Și atunci, cât timp oricum stă la carantină, în carantină, în casă, fac aceste comenzi, le aprofundez și când ies afară pentru prima dată, e o plăcere să mă prim cu el. Dar ține minte ordinea. Numele aici, șezi, culcat, așteaptă, ia-l, lasă, pas. Crede-mă, ordinea asta e cea mai productivă pentru că ele sunt puse într-o înșiruire logică și graduală a complexității execuției și a motricității. Că am ajuns la ultima poruncă, la cea de pe locul întâi, la cea pe care eu o consider cea mai importantă lege, regulă în educația unui cățel, în echilibrarea unui cățel. Odată ce el a învățat o comandă specifică, să spunem a învățat comanda șezi, nu mă mulțumesc cu atât, ci o rog și pe Dana să lucreze cu el, să-i spună șezi, să-i arate șezi, ca să mă asigur că Tor știe comanda în sine, nu doar să ia după mimica mea sau după eu știu ce alte indicații primește de la corpul meu. Vine și Dana, vine și un prieten, vine și alt prieten și încerc să pun cățelul în situația în care mai multe persoane, mai mulți oameni îi dau acea comandă. Asta e de fapt una din părțile, ce vă spuneam, procesul la învățare, aprofundare, da?
Dacă nu fac aprofundare după învățare, degeaba vin astăzi și învăț un cățel șezi și nu aprofundez în următoarele zile, peste o săptămână trebuie să iau de la capăt cu învățarea, pentru că el uită, nu rămâne în memoria lui, ca și la noi. Dacă fac bastonașe la grădiniță, la școală o săptămână și plec 2 luni în vacanță, când mă întorc, nu înseamnă că știu să scriu fluent, trebuie iar să iau cu bastonașe, iar cu cerculețe și așa mai departe. Și atunci pe cățelul tău îl înveți o comandă, aprofundezi comanda. Și una din etapele procesului de aprofundare este asta, cu schimbarea celui care dă comanda, cu schimbarea ghidului, cu schimbarea instructorului, astfel încât să mă asigur că acel cățel înțelege comanda în sine, înțelege cuvântul, înțelege semnul și nu este dependent de mine pentru a executa. Și oricine îi spune șezi, așteaptă, el va sta frumos în fond, el va aștepta, indiferent cine vorbește. Și asta e un lucru care e extrem de important, mai ales pentru câinele modern, parte dintr-o familie. Pentru că foarte multă lume se plânge, ascultă de soțul, dar nu de mine, ascultă de tata, dar nu de mine și așa mai departe. Tocmai de aceea îl învăț o comandă, aprofundez comanda, după care schimb cel care e la vorbitor, schimb portavocea. Sper că îți va fi de folos. Îs curios să-mi spui în comentarii câte din comenzile astea le știe cățelul tău. Îs curios să-mi spui în comentarii câte din regulile astea le-ai folosit în educația câinelui tău sau mai ales dacă ai alte reguli pe care tu le-ai aplicat, alte reguli pe care tu le-ai identificat în interacțiunea și în lucru cu cățelul tău, spune-mi în comentarii, astfel încât să învăț și să devin mai Și ca bun. să arăți cățelului tău că îl iubești, cumpără-i de pe Zoo Plus mâncare și accesorii de cea mai bună calitate la niște prețuri de nimic. Noi de acolo cumpărăm mâncarea pentru căței noștri și crede-mă că sunt cele mai mici comparativ cu orice alt vânzător din România. Nu uita, Zoo Plus. Găsești linkurile în descriere. Dacă nu ai aflat de Zoo Plus până acum, dacă nu ai cont pe Zoo Plus, du-te pe linkul din descriere unde spune fă cont. Intră acolo, fă-ți un cont pe Zoo Plus și o să primești 10% reducere la prima comandă plasată de tine. Sau dacă ai deja cont, accesează linkul din descriere pentru următoarea ta comandă și Zoo Plus o să ne dea nouă celor de la Angels with Paws 2% din valoarea comenzii tale și asta ne ajută enorm să continuăm lupta noastră cu căței abandonați, să putem să-i hrănim pe cei pe care am salvat, să le facem sterilizările, castrările și să avem grijă de ei până când își găsesc o casă potrivită pentru fiecare.